Cum spunea marele gânditor Zlatan Ibrahimović, când Zlatan îți intră în casă, musafirul ești tu. Te rog, fă-te comod. Am luat roșu, că tu ești mai sangvin, așa. Și vinul roșu este sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Și? Cum a fost ziua ta? Transportul se întâmplă. Nu știu exact când e în curând. Vine din Ucraina, e marfă de 9 milioane de euro. Doar că până atunci... Până atunci... Vreau să-și bată joc de voi. Să-și bată joc de noi? De poliția română? Cum? Domnul să transporte portocale și noi să-i oprim ca proștii, să ne facem de căcat. Fiecare acțiune mă costă, Nicoleta. Și bani, și rapoarte, care le dau mai sus. Și de fiecare dată, în josul paginii, la rezultat, las un spațiu liber. Nu mai pot să las spațiu liber. Că șefii mă bat la cur cu pliciu de muște. N-am cum să știu. Asta le știu Nicu și Relu. Știi care era jocul meu preferat când eram copil? Țară, țară, vrem ostași. Acolo, dacă erai bun, tu ca individ, și eu eram, că sunt, intrai în ei și îi făceai muci. Și eu îi făceam muci. Jocul meu nepreferat era telefonul fără fir. Că de fiecare dată se găsea câte unul mai prost, mai surd, mai rău intenționat, care la un moment dat mânca căcat. Tot ce aflu, și totul se ducea dracu! Tot ce știu eu îți spun. Tot. Ca să vezi cât de treabă sunt. Dacă încolo nu o să trebuiască să mai zici nimic. Că informațiile se mai uită, se mai amestecă în cap. Viața e grea. Dacă încolo vreau să aflu direct ce afli tu. Te văd cam obosită și empatia a fost totdeauna punctul meu vulnerabil.